Bună ziua, dragi elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Vă propun să realizăm un plan de afaceri pornind de la un set de întrebări și de la un tip de structură pe care cu siguranță o veți înțelege. Prima dată vom construi ideea de afaceri. Care este produsul sau serviciul tău? Care sunt tehnologiile pe care o să le folosești? Apoi o să prezentăm clienții. Cine ar trebui să cumpere sau să utilizeze produsul sau serviciul tău? Sunt persoane fizice sau companii? Cât este dispus să plătească fiecare client? Câteva detalii despre concurență nu trebuie să lipsească. Cine face deja ceea ce tu vrei să faci? Cum își vând ei produsele? De ce planul tău de vânzări e mai bun? Și pentru că am ajuns la vânzări, unele întrebări trebuie să-și găsească răspuns în planul tău de afaceri. Cum ar fi? Cum ajung clienții la produsul tău? Cum vor ști clienții de produsul tău? Următorul punct este despre resurse. Trebuie să enumeri resursele de care ai nevoie. Cele legate de personal, de materialele pe care le vei folosi și, bineînțeles, echipamente. Partenerii sunt foarte importanți. Ei sunt furnizorii cu care vei lucra. Vei încheia contracte cu ei și va conta foarte mult relația cu aceștia. Cheltuielile sunt decisive. Unele sunt fixe, iar altele variabile. Cele fixe nu se schimbă pe o perioadă scurtă de timp. Veniturile sunt la fel de importante. Din ce câștigi bani, de fapt? Care este oferta de preț care îți menține afacerea rentabilă? Gândește-te și vezi dacă afacerea ta este profitabilă. Îți doresc succes și sunt convins că vei scrie un plan de afaceri foarte bun. La revedere!